Hei, spectator, salut! Sunt eu. Epistemia Wisdom. Vreau astăzi să te întreb ceva de ordin filozofic. Tu cum crezi? Ce este timpul? Timpul, Andes! Ce este? Scrie-te rog frumos mai jos în comentarii cum crezi. Este o măsură a duratei? O măsură a schimbării? Sau poate este o dimensiune a naturii? Ha, nu! Timpul ăsta e și vrem noi și... Citat din Partidul Democrat de Republicii Moldova. Da, pentru că Partidul Democrat a zis că timpul ăsta e și am zis noi ca și închidi gura că noi avem atâția bani, putem să te vinem, să cumpărăm și iar să te vinem și până la ora 5 dimineața și ne uităm la Instagram lui Xenia Deli și după asta să vină Cristian Tabără cu tablă de șahmate. Apuiaca! Ne-am întrebat noi încă începând de anul trecut ce a avut în vedere domnul Andrian Candu atunci când a spus că peste un an o să fie mai bine. Hrinova. Când începe acest an, cât durează acest an în viziunea lui Candu, n-am primit niciun răspuns. Dar uite că acum, la orizont, a apărut ministrul economiei. Da, noi avem și așa ceva. Octavian Calmâc, se numește, care a clarificat puțin lucrurile. Mai suntem atractivi pentru investitori, ținând cont de faptul că acea forță de muncă ieftină, care era principalul factor în acest context, pleacă. Avem un exod de creiere destul de mare. Bine, noi avem exodul acesta, el mai mult are un caracter sezonier. Eu cred că încă mai este forță de muncă în Republica Moldova capabilă, pe de o parte, să fie angajată în aceste procese de producere, pe de altă parte, să se întoarcă în Republica Moldova din țările unde au plecat, astfel încât să... Bun, am înțeles. Avem forță de muncă, situația nu e chiar atât de gravă. Stai, și? Domnule Calmâc, dacă îmi permiteți, poate vă rog frumos încă o dată, dar o leacă mai rar, despre exod și nu știu, caracter sezonier, a? Bine, noi avem exodul acesta, el mai mult are un caracter sezonier. Aha, exodul are un caracter sezonier, asta înseamnă că moldovenii au plecat timp de vreo 25 de ani din țară, asta a durat cât un sezon ce înseamnă? 3 luni, un an în timp, respectiv 3 luni înseamnă 25 de ani, respectiv un an moldovenesc, sau așa cum îl numesc oamenii de știință din Marea Britanie, un an Calmâc, durează un secol, ребята, și 100 de ani. Și că aici amu are loc epifania, bogoievlenie, coborârea Duhului Sfânt peste noi păcătoșii sub forma următoarelor concluzii. Atât Andrian Candu, cât și Octavian Calmâc, ambii colegi de partid, ambii absolvenți ai cursului de cronologie fantasmagorică și alte naibeli ai Universității de pe strada Cantemir, au venit peste noi cu o adevărată schimbare. De acum încolo, noțiunea de timp e cu totul altceva decât tu ți-ai închipuit. De acum încolo noi stăm cu minți, nu ne dorgăim, în niciun caz nu ne dorgăim și așteptăm să treacă restul anului Calmâc. Pentru că până acum au fost un sezon, exodul se numește, dar urmează încă altele trei. Ați și glodul, ați și comodul și după asta dăm prohodul. Și ia că după acest an o să fie deja mai bine. Și apropo, cu această clarificare, domnule Calmâc, pentru care vă mulțumim în mod special, o să ne fie mai ușor nu doar din punct de vedere politic, dar și în viața de zi cu zi. De azi, când rostești un toast la nuntă, nu trebuie să mai spui să trăiți fericiți împreună 100 de ani. Nu! Pentru că 100 de ani înseamnă un an. De asta își divorțează cuplurile după un an de trai împreună. Trebuie să le spui să trăiți împreună un an. Adică trebuie să fii specific aici. Un an Calmâc. Pentru că un an Calmâc durează 100 de ani. Și că așa rata divorțurilor din Republica Moldova a să scadă drastic. Și cu pchilașii și părinții să drăgănească. Părinții cu copchilașii să drăgănească. Stai că asta nu a sunat foarte bine. Atât pentru astăzi, micii mei iubitori de înțelepciune. Un mare mulțumesc celor care mă susțin pe patreon.com/fedot. Nu există nicio formulă prin care eu aș continua să fac emisiunea la mine fără ajutorul vostru. Dacă încă mai este lume care nu a pășit acest prag important al vieții și nu a devenit patron Lumina, vă îndemn să o faceți cât mai curând pe adresa de mai jos. Nu uitați să băgați un like, folosiți hashtagul Anul Calmâc și ne revedem data viitoare.